film Croi Vlezeru și vreau să-ți arăt, mai ales tu care ești începătoare, cum se croiește și partea aceasta. Deci o punem pe material, pe fir. Cum ți-am spus că partea aceasta trebuie să fie pe fir, pe firul materialului. Deci partea aceasta a feței să fie pe fir. Așa o punem jos. Frumos. O semnăm. Așa. Și acum, ca să ne încapă, punem și partea asta înaltă, dar tot așa ca să fie pe linie dreaptă, să fie de două ori, că ne trebuie de patru ori, ca să o și dublăm cu același material. Dacă, deci am vrut să mă urc puțin mai în sus, ca să-mi las numai pentru cusătură, ca să mă încapă și cele de la spate. Și nu știu dacă ai observat, dar am pus totodată, când croiesc, deja am pus pe dos, pe dosul ei un pic de inserție cu care am să o întăresc ca să fie mai... Degeaba acum am cumpărat-o și nu merge. Așa. Notăm cu cretă ca să se vadă mai bine. Și cum ți-am spus, aici la partea de sus o prelungim cu 2 cm. Ca să ne încapă acolo unde ți-am zis, ca să ne încapă în pensa aia unde o să o montăm. Deci așa o facem de două ori. Așa o decupăm. Bineînțeles, lăsându-i rezerva de cusătură. Și aici o lăsăm rezerva de cusătură la partea laterală și aici am lăsat-o un pic mai lungă. Deci ca să știi că totdeauna să și semnezi, de fapt se și vede că unde, dar asta merge în partea de jos. Merge așa, aceasta merge așa. Și așa o să fie lipită și atunci poți să pui și tu așa și atunci împreună. Au, aici n-am lăsat rezervă de cusătură. Nu face nimic, am să urc mai în sus și atunci acolo am să-i las rezervă de cusătură. Rezervă de cusătură de câte un jumătate de centimetru. Și aici, ăsta e buc la mijlocul spatelui. Lăsăm la mijlocul spatelui, o punem la îndoitura materialului și aceasta de două ori. Deci o desenăm de două ori. La îndoitura materialului. Lăsăm rezervă de cusătură. Când îi punem inserția, atunci mai putem ca să verificăm dacă este în linie dreaptă. Așa. Acum am să te rețin până voi decupa toate. Deci decupăm aceastea și mergem la fierul de călcat și o călcăm pe ea sau dacă aveți mașină de lipit. Și eu am, dar nu mai scot pentru atât și o lipim. După ce toate astea le-am dat cu inserție, mai semnăm încă o dată, pentru că este posibil ca atunci când lipim, că se întinde. Deci pui tiparul încă o dată pe ea, ca să fie exact. Așa.
Am surfilat și dublurile, deci acestea le punem la o parte. Sunt semnate, sunt făcute. Și acum luăm partea de jos. Deci partea de jos, partea din față. Luăm materialul și o îndoim în două. Este un material ca și rochia. Deci dublulat de 1,50. Să nu se miște. Spatele, ți-am spus că nu se poate, deci cine o lasă în linie dreaptă, poate că și eu am să o las, atunci poți să pui pe fir. Deci vine fața și spatele. Și mâneca, o să folosim mâneca de la bluză, deci cu o singură cusătură. Deci mâneca, o facem 3 sferturi. Deci folosim mâneca de la bluză clasică și aici am să intru. Cât îmi este mâna aici la partea... Deci măsurăm mâna și atâta o îngustăm, pentru că vine o manșetă tot așa, ca și la partea din față. Deci, asta, fetelor, acum o să o croim. Nu știu dacă am să intru aici la spate. Dacă intru, atunci trebuie să tau spatele. Deci, de-aia am ținut numai să-ți arăt că n-am să te rețin până când am să o tau. Deci aici merge pe fir drept. Când așezăm pe material, așezăm așa. Deci așezăm pe fir. Pentru că aici trebuie să-ți rămână jumătatea aia de pensă tăiată, pentru că se va închide cu material cu tot și aici în ea se va închide bentița noastră neagră. Îi lăsăm rezervă de cusătură. Deci aici nu trebuie să-i lăsăm nu știu câtă rezervă, pentru că atâta cât aplicăm această parte. De ce ți-am spus? Pentru că aici, partea aceasta neagră, care va veni aici bentița, asta trebuie să intre în pensă, va fi prinsă aici în pensă. Ți-am spus că așa o să fie. Deci de-aia trebuie croit așa deschis, ca să știi. Așa. Deci o tăiem pentru că nu poți ca să... O să unim acum în mijlocul spatelui, până la urmă tot i-am lăsat cusătură și executăm pensele de la spate. Am semnat jos, aici mergem pierdut pentru că o să vină bentița aia de 4 cm. Chiar să intre în ea, pentru că... Să facem semne ca să vedem până unde mergem cu pensa. Deci aici jos chiar intri, pentru că așa este modelul.
dreaptă, că atunci trage, dacă nu. O să fie călcate către partea laterală, partea aceasta. Acum luăm fața și și la față facem pensele, tot așa. Aici la pensă să nu uiți să semnezi, pentru că aceasta va veni așa. După ce acum trebuie să și aici avem semnul pensei, știi că pensa trebuie să se întâlnească. Deci acum trebuie să schimbăm ața și punem partea bendița aia de 4 cm. Când fixăm această bendiță, trebuie să avem grijă aici la colț, deci să știm că colțul o să vină aici. Deci s-au prins într-un arc de gămălie, deci și așa trebuie să te întorci, dar să știi când ajungi aici să fie frumos. Deci acolo avem o rezervă de cusătură. Totdeauna rezerva aceasta să fie tăiată la fel, pentru că atunci se micșorează blazerul. Deci pensa merge către spate. Și aici un pic trebuie să avem grijă. Putem ca să și pișcăm acolo un pic, dacă dorim. Și mergem mai departe.
mergem frumos și o călcăm. Și asta o să fie prins aici. După ce frumos am călcat fețele, poți ca să piști aici chiar un pic, ca să ți se întoarcă mai frumos. Să ți se facă rotunjimea sau poți să faci așa, să piști colțul ăsta. Se răsfrânge mai frumos. Așa. Deci am pișcat colțurile, am crestat un pic, ai văzut, ca să se întoarcă mai frumos. Atunci luăm partea aia alaltă a pentiței, noi dublăm această. Deoarece nu va veni căptușită, atunci noi o dublăm. Aici nu mai contează decât partea de sus, deci punem față către față și nu merg până la capăt, pentru că au padat, dar aici o să fie unită cu spatele. Deci aici frumos pun, pentru că am semnul cu cretă și atunci pot să mă duc pe acest semn. Deci pe semnul de cretă. Aceasta frumos mergem, o călcăm și aceasta se întoarce. Deci aceasta este dublura noastră de la față. Numai ca să știi, pentru că o să fac o pauză. Așa. Va fi călcată frumos și după aia se va prinde partea aceasta aici. Aia vroiam să-ți mai arăt. Hai să o știi. Față către față. Asta nu contează, chiar dacă un pic este mai lat sau mai îngust, pentru că partea de sus contează. Partea aceasta dinăuntru o să fie surfilată și călcată. Mâneca o să fie prima dată unită, doar vreau să-ți arăt, pentru că acum sunt lecții la care deja ai văzut. Deci nu mai vreau să spun, unim mâneca, o surfilăm
Unim partea aceasta, semnăm ăia 4 cm și unim prima dată atâta cât ne este brațul, pentru că acesta este 3 sfert, cât ne intră, deci cât ne este mâna. Înțelegi? Atâta, cât să aibă un pic de mișcare. Deci după ce am unit așa, bine, unim manșetele și le înfacem și pe aceste, frumos descălcăm, așa. Și după ce mâneca este unită, pentru că mâneca trebuie să unesc coața albă pentru că se vede, atunci frumos, după ce este unită, pui manșeta înăuntru. Așa. Cusătură la cusătură înăuntru și o coș pe ea. Simplu. Așa și o să fie surfilată. După ce partea aceasta frumos este călcată, este cusută, așa, acum o să o tighelim, dar eu acum nu mai tighelesc, o să o tighelim aici ca să prindem partea asta, ca să nu se... Pentru că trebuie să unesc și spatele și umerii. Doar aici vreau să-ți arăt ca să știi. Deci, ți-am spus că aici o să intrăm în pensă cu partea asta. Și acum ce facem? Voi pișca aici, ai văzut? Am tăiat un pic ca partea asta să poată intra. Deci, atâta să poată să intre în pensă și partea cealaltă să rămână afară. Deci, voi întoarce. Și eu am semnul meu de la pensă. Deci trebuie să semnezi și tu neapărat. Unde ai și tu semnul. Că știi că noi avem semnul acesta până la vârful bustului. Deci o să o prindem frumos. Noi avem semnul ăsta. Așa, frumos. Prindem. Și o verificăm pe față ca să vedem cum vine. Că eu am umărul acesta unde este pișcat și trebuie să meargă așa peste. Înțelegi? Deci, aici bineînțeles că trebuia să surfilez, dar n-am mai putut să... Deci n-am mai schimbat ața și, ca să-ți pot arăta. Deci frumos așa o întorci, așa, și coș pensa aceasta, o prinsă partea aia în pensă. Deci numai atât am vrut ca să-ți arăt, ca să... Să știi cum să o faci. Deci partea aceasta așa. Cum să vin ca să mă vezi. Deci vii așa. Stai un pic. Dacă o fixezi așa. Deci dacă o fixezi așa pe jumătatea pensei. Mai bine să tăiem un pic din ea ca să intre înăuntru, dar nu mult, că îmi trebuie acolo ca să intre. Deci cele două semne care le-am dat aici, deci una care o mers pe linia dreaptă, așa, și una care a fost înăuntru, deci acolo trebuie să-mi intre mie partea aceasta. Deci frumos. Este, am un loc foarte mic aici și nu mă. Așa. Deci aceasta trebuie prins între aceste două. Nici eu n-am făcut așa încă necăptușit și pentru asta mă căiesc aici, să mă scuzați. Deci așa. Deci va veni până aici așa cu sub. Thank you.
Și aici mi se formează automat pieptul. Deci se formează forma bustului. Trebuie frumos călcată. Așa. Acum unim umerii, facem partea asta, unim umărul și introducem mânecile și partea laterală. Și am terminat. Merg să beau o cafea, am obosit un pic.